Vă felicit pentru performanțele voastre, dragi copii. Am înțeles că sunteți cei mai buni copii la matematică din județul nostru. Am să rog pe domnul profesor Nicolae Stăniloiu, reprezentantul inspectoratului școlar, dar și dumnealui este un matematician desăvârșit, să ne spună și dumnealui câteva cuvinte. Vreau să-mi exprim bucuria de a fi în mijlocul dumneavoastră. Să mai spun că proiectul acesta al tabelelor de matematică durează de câțiva ani și se observă o permanentizare a rezultatelor la nivel gimnazial în privința diplomelor și premiilor obținute la concursurile școlare. Aș vrea să mulțumesc în special profesorilor care sunt trup și suflet cu această acțiune și care au fost și în anii trecuți. Bună ziua, mă numesc Dinulică Augustin, sunt de la Liceul Pedagogic Cedeloga Canasebe și cred că sunt dintre copiii de aici cel mai mare. Numele meu este Popa Radu, sunt de la Școala Generală 2, Pieșița. Și vreau să învăț ceva nou în matematică. Mă numesc Zirica Septimiu, cred că sunt cel mai vechi sau printre cei mai vechi care vin în tabăra asta. Am fost de la prima ediție, sunt de la Liceul Pedagogic și de Loga din Caransepe și am venit să mă simt bine. Bună ziua, mă numesc Vasilovici Camil și eu sunt de la prima ediție din tabără. Acum am terminat Școala Generală 2 din Reșița, am intrat la LMF acum. Încă nu mă. Și am venit aici să mă reîntâlnesc cu vechi prieteni. Mă numesc Cotocean Teodora Aura, sunt elevă la școala clasele 1-8 numărul 2 Reșița și abia aștept să văd ce o să-mi ofere această tabără. Bună ziua, mă numesc Leandra, am terminat clasa 5-a la Colegiul Național Tralalescu și am venit pentru o nouă experiență. Mă numesc Butoi Drăghici Alina, sunt de la școala cu clasele 1 numărul 3 Oțelul Roșu, sunt pentru prima dată în această tabără și vreau să văd cum e. Mă numesc Imbrescu Raluca, vin de la școala generală numărul 9 Reșița și am venit să mă simt bine și de ce nu să învăț ceva nou. Mă numesc Zaharia Flavia Cristiana, vin de la școala cu clasele 1-8 numărul 9 din Reșița și am venit aici pentru a învăța multe lucruri noi în ceea ce privește matematica. Mă numesc Firanda Denisa, sunt de la școala Liceul Bănățean Oțelul Roșu și am venit aici să învăț lucruri noi și să mă distrez. Numele meu este Milenkovic Merima Nicol, sunt la a doua ediție a acestei tabere. Asta a doua oară la această tabără, sunt la școala cu clasele 1-8 numărul 2 Reșița din clasa 6 și am venit aici să mă simt bine. Iepuraș, te duci sau te duci acasă? Mă numesc Iepuraș Georgian, de la Liceul Bănățean Oțelul Roșu și am venit aici să învăț mai multe lucruri. Mă numesc Vega Lina Maria, am terminat clasa 6-a la școala cu clasele 1-8 numărul 2 Reșița. Și am venit aici să mă distrez. Mă numesc Stan Andrei, de la școala generală numărul 2 și am terminat clasa a 6-a. Am venit aici pentru a învăța mai multe lucruri noi. Bună ziua, mă numesc Vernicu Georgiana, am terminat școala cu clasele 1-8 numărul 2 din Reșița și sunt aici de asemenea de la prima ediție a taberei și mă bucur că încă vin și că am fost în fiecare an și sper să fie la fel de frumos ca în toți ceilalți ani. Bună ziua, mă numesc Vasileu Teodora, sunt la Colegiul Național Traian Lălescu și am venit aici să-mi revăd prietenii. Mă numesc Lința Adina, sunt de la școala generală 2, generală 2 Reșița și este al doilea an al meu în tabără și îmi doresc să fie la fel de fain ca anul trecut. Bună ziua, mă numesc Dolor Nicol, sunt de la Colegiul Național Traian Lălescu Reșița și am venit în fiecare an în tabăra de mate și îmi place. Și o să intru la liceul LMF cu 10. Mă numesc Azab Denisa, am terminat clasa 8-a la școala generală numărul 2 Reșița și urmează să fiu eleva Colegiului Național Traian Lălescu și vin la treia oară în tabără și mă bucur să mă aflu din nou în cadrul acestui tabără. Bună ziua, mă numesc Buzescu Mălina, studiez la Liceul Pedagogic Cedeloga din Caransepe și mă bucur să vin în tabără. Mă numesc Bălănoi Ana Maria, sunt elevă la Colegiul Național Traian Lălescu Reșița. Sunt pentru prima dată în această tabără și am venit cu gândul de a face prieteni noi și de a învăța lucruri noi.
numesc Ngoce Amalia, sunt elevă la Liceul Pedagogic Cedeloga Caransebe și mă bucur să mă apuc această tabără. Mă numesc Fedo Ioana, sunt elevă la școală cu clasele 1-8, numărul 2, Reșița. Sunt în primul an în această tabără și am venit să învăț lucruri noi. Bună ziua, mă numesc Anca Dacica, sunt elevă la școala numărul 2, Reșița și am venit în această tabără pentru a-mi face prieteni noi și a învăța ceva nou. Bună ziua, mă numesc Oana Fara, sunt primul an în această tabără și sper să fie la fel de frumos pe cât am auzit. Am terminat clasa 7-a la școala cu clasele 1-8, numărul 2, Reșița și am venit aici cu gândul de a învăța lucruri noi. Bună ziua, mă numesc Isabel Maria Predulescu, sunt elevă în Reșița la școala cu clasele 1-8, numărul 2 și am venit aici să învăț matematică și să mă distrez. That I'm strong enough to live without you, strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you're gonna go. Bună ziua, mă numesc Gerasim Daniel Ovidiu, de la școala generală numărul 1 Reșița și am venit aici să mă pregătesc pentru olimpiadele de anul viitor. Bună ziua, mă numesc Băran Unica, sunt din școală cu clasele 1-8 Târnova și am venit aici să-mi fac noi prieteni și să învăț cât mai multe lucruri despre matematică. Bună ziua, sunt Moradiu Dorian Sebastian, vin din școala generală numărul 1 din Oțelul Roșu și am venit aici să învăț lucruri noi. Mă numesc Apatie Richard Ștefan, sunt elev la Colegiul Național Traian Alescu Reșița, în clasa 5-a și am venit să mă distrez, să îmi fac prieteni noi. Nu mai trebuie să spun și de matematică, nu? Bună ziua. De ce vă spun toate astea? Pentru că veți merge la liceu, bănuiesc. Da. Vreți? Da. Câți merg la liceu din toamnă, mâna sus? V-ați scăpat de valorile naționale. Da. Vă veți cunoaște profesorii. Există un pic de stres? Da. Oare cum o fi? Oare ce se întâmplă? Nu? Ceilalți care n-au terminat clasa 8, dar mâna sus, vă rog, restul. Sunteți fericiți că rămâneți încă în general? Nu. De ce nu? E foarte interesant. De ce nu? Pentru că? Pentru că vrem să cunoaștem persoana noi și trebuie. Adică ești plictisită cumva. Da? Noi aici vorbim deschis. Ești plictisită. În ce clasă ești tu? A7-a vii. Deci mai ai 2 ani. De care? 2 ani mai stai în general. Mulți își doresc să rămână în general, doar că ideea voastră la vârsta asta este că vreți mai sus, ca în melodia, tot mai sus, tot mai sus. De fata într-alta, tata, ce face? Și atunci sunt de bine în totalitate părinții? Nu. Da. Deci ideea este că și copiii, de multe ori, încearcă să rezolve o problemă sau mama mă lași afară. Când? Când mama e cea mai stresată. Da. Da. Nu găsiți momentul potrivit. Da. Cine? Da, pentru că voi vreți acum să se întâmple. Și dacă spune vorbim mai târziu, vă mulțumește? Nu. Acum trebuie. Dar cum nu vrea ea? Și uite așa vă certați de multe ori și sunteți neînțeleși. Mulțumesc. Ce mi-a plăcut mie? La un bărbat. Acel tip a ajutat o femeie în căruciorul, fără să știe cine e. Nu se știe niciodată pe cine ajuți sau pe cine faci să se simtă bine și a văzut acel fapt că el i-a spus că are o frumoșă. Pentru o familie întreagă a însemnat enorm. Pentru că acea femeie a început să se simtă altfel, fapt care a dus ca fiica să se simtă altfel, fără să știe de fapt că pentru el va fi altfel. Deci a dăruit fără să ceară neapărat ceva, dar a durat, că până la urmă tot a primit și a primit de 10 ori mai mult. Da, pentru el a însemnat cât putea să-l valideze 100 din parcarea aia zilnic și pentru el, că a venit de la cine trebuie, a însemnat foarte timp. 16 ianuarie. 16 ianuarie. 21. Ianuarie. Da. Până aici e bine. 27 ianuarie. Wow. 17 martie. 22 iunie. 7 februarie.
Sorry. Tu ești Matia. Da. Tu ești? Matia. Da, 6 februarie. Tu cât? 7. Stai! Nu ați comunicat! V-ați spus pur și simplu! Ați făcut vreun semn, băi! A trecut de mine? Da! 8 mai! Eu nu știu să zic. Eu eram sigură că despre 19 aprilie. 17 aprilie. Bine? 5 mai. Mai? 23 iunie. Iunie? 7 iulie. Iulie? Iunie? Iunie, da. Cât? 23 iunie. 25. Tu ești cu iulie. Sorry, cu iulie. 24 august. August. Da, iulie. Iulie. Cât iulie? 25 iunie. Tu ai fost cu iulie, nu? Nu, 23 iunie. Deci tu ești? August. 14 iulie. Iulie. 33 decembrie. Hai să vedem ce urmează. 28 august. Nu, rămâneți așa, o să vedeți pedeapsa. 28 august. 28 august. 9 octombrie. E vina asta, e în spatele meu. 9 octombrie. Păi dacă era în nu te cred, arată buletină. 4 decembrie. N-am buletin încă. Care cu decembrie? Noi, 36. 36? 1. 1. Voi două. Vă vedeți lumea. 19 noiembrie. 23 decembrie. Tu cât? 1 decembrie.